Deci vedem pentru zona asta Europa de Est cu un an cu Marte pe ascendent. Asta înseamnă că un an în care, să zicem, persistă partea asta de luptă, conflict în Ucraina, de evoluția războiului, deci nu neapărat se produce o liniște, o calmare imediată și rămâne o zonă tensionată. Asta include și toată zona asta, Balcani, toată zona asta, că e pe o chestie de bandă de latitudine, da? Și se păstrează acest marcaj agresiv. Faptul că, odată în plus, Occidentul conștientizează ce pericol incumbă în această perioadă Rusia ca stat condus de Putin și de apropiații lui și sper din suflet să încerce cumva să ajute Ucraina să lupte, dacă Occidentul nu poate să lupte din punct de vedere oficial, care însemna implicare NATO da. Și politica ar fi niște probleme foarte mari, măcar să ajute Ucraina, pentru că ucrainienii luptă pe viață și pe moarte acolo, dar nu mai au cu ce. Salutare, dragilor, salutare tuturor, bine vă regăsesc. Sunt Patricia Höppner, fondatoarea proiectului 12 Călăuze și Astrotalk. Înainte de a intra în tema pe care știu că o așteptați cu mult drag și dor, pentru că este, iată, un al doilea episod al unei foarte incitante povești despre ceea ce traversăm acum în 2024, din perspectiva astrologică, bineînțeles, aș dori să vă reamintesc faptul că am activat pachetele de membership. Vă invit, iată, la acest al doilea episod al astrologiei mondiale cu cei doi titani ai astrologiei din România. Două sisteme de case, sistemul pe case întregi și sistemul Placidus, două vârfuri ale astrologiei din România, repet, o spun și comentariile din subsolul primului episod pe care, iată, l-ați vizionat cu nici în urmă două săptămâni și jumătate, probabil la acest moment când vedeți voi acest dialog. Din nou le mulțumesc celor doi. Astrolog Mihail Adicu și astrolog Dan Ciubotaru. Despre ce discutăm? Despre eclipse, despre ingresul Soarelui în Berbec, conjuncția Jupiter-Uranus. De asemenea, abordăm subiectul puțin de tot al incidentului cu Alexei Navalny și posibilele schimbări din Rusia. Se va analiza harta ingresului pentru România, se va evidenția rolul lui Saturn în această configurație astrală. Alegerile din România care pot avea un impact semnificativ asupra țării, atât din punct de vedere financiar, cât și economic. În toată povestea pe care vă invit astăzi să o vizionați, aveți în conținut pe minute lista cu absolut fiecare calup și fiecare fragment. E un dialog cu o durată mai lungă de timp decât obișnuiesc să fac aici, la 12 Călăuze, și vă invit să vă luați timp și să reveniți și să vă notați toate aceste informații prețioase, pentru că a fost un adevărat tur de forță să se poată pregăti și acest al doilea episod. Iar eu sunt cea mai fericită să vă pot oferi, dragilor, asemenea informații. Este o demonstrație de vârf a ceea ce poate să facă astrologia atunci când se află în palmele celor cu har și celor chemați să poată să facă asta, cu rezultate incredibile, și vă invit să, din nou, ne trimiteți comentarii, mesaje, gânduri, impresii, întrebări dacă aveți. Vă mulțumesc încă o dată și continuăm și cu al treilea episod. Astrologie tradițională, elenistică și medievală cu astrolog Mihail Adicu vă așteaptă în perioada 31 martie-5 aprilie. Este un curs care a fost solicitat să se reia, va avea loc pe Zoom și titlul este Ce trebuie neapărat să știe un astrolog. Curs pentru începători, dar și pentru intermediari și avansați, care nu au practicat decât astrologie modernă sau care vor să aprofundeze noțiunile de astrologie tradițională. Metoda de prezentare este concepută în așa fel încât participanții să înțeleagă mecanismele de funcționare a astrologiei și să își formeze o gândire logică, astrologică, temeinică. Duminică 31 martie, două sesiuni, a câte 2 ore și jumătate în seriile din săptămâna 1-5 aprilie, marți și joi, acesta este formatul, iar detalii puteți găsi dacă intrați pe revista online astrele.ro,
unde găsiți absolut toate detaliile referitoare la preț și la tot absolut ce considerați că este important să cunoașteți vis-a-vis de discounturi, de taxa de participare și plată, dar mai ales cuprinsul. Rădăcinile mesopotamiene ale astrologiei, primele horoscoape, cei mai importanți reprezentanți ai astrologiei elenistice și medievale, despre Haiz, tema mundi, exaltările fără secrete, termenele, triplicitățile, decanii sau fețele, bucuriile planetelor și multe, multe alte surprize, sunteți invitați să descoperiți dacă vă înscrieți la acest modul. În perioada 30-31 martie, la Cluj, sunteți așteptați la un curs de astrologie susținut de astrolog Dan Ciubotaru, intitulat Povestea nodurilor lunare, călătoria eroului, eroinei. O poveste interesantă în care sunteți invitați să descoperiți ce se află în spatele vieții voastre, cum este aceasta descrisă de axa nodurilor lunare. Noi toți suntem eroii principali în propria poveste, în propria viață. Nodul sud și nodul nord sunt elementele din harta natală care spun această poveste, care ne indică ce căutăm în viața noastră și cine suntem noi, dincolo de măștile pe care le purtăm. Timp de 2 zile în acel weekend se vor studia în detaliu modalitățile în care se pot interpreta în harta natală nodurile lunare. Despre acest subiect găsiți detalii în Arhiva 12 Călăuze. Avem 2 emisiuni realizate în echipă, 12 Călăuze și invitatul meu, astrolog Dan Ciubotaru, cu exact aceste titluri, Nodul Nord și Nodul Sud. Cine dorește să participe este invitat să îl contacteze pe adresa de e-mail cursuri@ascelela2dl.ro. Cine dorește să se înscrie este invitat să-l contacteze pe adresa menționată în textul de mai jos. Bine ați sosit în studioul 12 Călăuze. Vă mulțumesc din nou, Mihaela Dicu, Dan Ciubotaru. Bine te-am găsit, Patricia! Bine v-am găsit, dragi urmăritori ai canalului 12 Călăuze. Bine ne-am regăsit nou în această formulă și să continuăm să discutăm despre ce se întâmplă în lumea asta din perspectivă astrologică. Ați făcut valuri cu povestea primului episod, au sosit foarte multe mesaje, mi-a plăcut foarte mult tot absolut ce s-a derulat acolo și au venit și multe întrebări, chiar cumva așa, cu sprâncenele ridicate, cumva îngrijorați de viitorul acesta din ce în ce mai incert și mai instabil. Și astăzi, marea provocare este cât de adânc veți dori să intrăm și în ce. Cu ce subiecte continuăm astăzi? Aveți microfonul. Noi ne-am propus pentru astăzi să discutăm despre eclipsele, asta primul set de eclipse acum, din primăvara asta, să discutăm despre ingresul Soarelui în Berbec, care dă trendul întregului an, da, și să discutăm și despre conjuncția Jupiter-Uranus și vedem pe parcurs ce se mai leagă și unde mai ajungem și ce alte subiecte abordăm. Cam asta e, să zicem, ce ne-am propus noi în linii mari emisiunea de astăzi. Da. Nu știm cât de mult o să dureze, cât de mult o să iasă înregistrarea, e freestyling și vedem cum... Deci nu avem un script predefinit, doar niște teme pe care le discutăm. Cred că o invit pe Mihaela să înceapă cu primul punct. Înainte de a porni în călătoria noastră planificată, după cum a povestit Dan, eu aș vrea să vorbim câteva cuvinte despre perioada actuală. E vorba despre perioada tranzitului lui Marte prin Vărsător, care se întinde între 13 februarie 2024 și 23 martie 2024. Povestea este că el a început furtunos imediat după intrarea lui Marte în Vărsător, cu o conjuncție Marte-Pluto, care este o conjuncție dură, iar atâta timp cât Marte va călători prin Vărsător, el va transmite lumina de la Pluto, care e la începutul Vărsătorului, către Jupiter din Taur mai întâi, nu? Și după aceea către Uranus din Taur.
Deci el venind dinspre Pluto și călătorind către cei doi din Taur, va transmite lumina între Pluto și planetele grele Jupiter și Uranus din Taur, astfel punându-i în legătură pe Pluto cu Jupiter și cu Uranus. Toată perioada asta este o perioadă destul de fierbinte, pentru că este ca și când Pluto împreună cu Marte ar fi în careu cu Jupiter împreună cu Uranus. Deci Marte călătorind pune toată perioada în valoare careul Pluto-Jupiter, pune toată perioada în valoare careul Pluto-Uranus, iar pe urmă când călătorește între 11 grade Taur și 19 grade Taur, face cumva să activeze foarte tare conjuncția Jupiter-Uranus, care va funcționa ca și când ar fi o conjuncție buc, deși între ei sunt 8 grade. Deci perioada asta este una dintre cele mai critice perioade ale anului și ne putem aștepta să fie marcată de evenimente din acestea dure, de evenimente fierbinți și la propriu și la figurat. E perioada care a debutat cu moartea lui Alexei Navalny, cel mai vocal oponent al lui Putin, care, cred că vă aduceți aminte, serviciile secrete au încercat să otrăvească mai întâi cu Novichok, care e o travă, mă rog, care acționează la nivel de sistem nervos tipică, făcută de KGB. Până la urmă a reușit să scape cu viață, că a fost transferat de urgență la un spital din Germania. După ce a scăpat cu viață, s-a reîntors în Rusia și cum s-a reîntors, cum a fost arestat și mai astă toamnă trimis la o închisoare de maximă siguranță în Siberia. Și după aceea, odată a murit subit, după ce cu o zi înainte a păruse la un proces foarte, foarte bună formă și chiar bine dispus, la numai 47 de ani. A început cu asta, acum au fost tot felul de, dacă vă uitați pe la știri, tot felul de accidente de toate felurile și aseară s-a mai întâmplat în Spania, în Valencia, să ia foc un bloc, un bloc foarte înalt, cu multe victime și cu multe pagube. Cine știe ce lucruri se mai pot întâmpla. La nivel personal, că asta ne interesează și interesează pe cei care ne privesc, este important de știut că în această perioadă ar fi bine să încercăm cumva să ne controlăm impulsurile și să fim mai prudenți. În mod particular, cei care știu că au în harta natală bine reliefate semnele fixe, că au soarele sau ascendentul sau, eu știu, configurații importante sau luna în Taur, în Leu, în Scorpion sau în Vărsător. Cam atât, deci perioada este fierbinte și noi trebuie să fim mai prudenți. Cât ca să va dura trecerea lui Marte prin Vărsător, te-aș mai fi întrebat? Păi a început în 13 februarie și ține până pe 23 martie. Deci o perioadă... Da, perioada este, în fine, încărcată. Avem un început de primăvară mai fierbinte. Acum nu chiar în fiecare zi vor fi cine știe ce, dar uite, de exemplu, dacă o planetă rapidă mai trece prin semnele fixe sau luna trece prin semnele fixe, când a luat foc ieri acea clădire în Valencia, luna era în Leu, într-un semn de foc și făcea opoziție la Marte și Pluto din Vărsător și careu cu Jupiter și Uranus din Taur, deci luna a fost așa un actualizator, un catalizator supliment. Deci Mihaela descrie data de 22, pentru că noi înregistrăm în 23 ca să aibă lumea. Dar probabil că și-au dat seama ascultătorii că vorbim despre blocul care a luat foc în Valencia. Deci, Dan, perioada agitată în miezul
Ok, să intrăm și o secundă să dau aici share la ce avem noi. Și am zis că o să începem să discutăm de ingresul soarelui în Berbec, da, care are loc pe 20 martie 2024, 5:06 AM pentru București dimineața. Da? Și practic această hartă se calculează și ea determină trendul pe întreg anul. martie 2024 martie 2025. Este o metodă, să zicem, clasică în analiza asta, să zicem, mundană, și putem, relocând, mutând harta pe diferite locații, cum am făcut și noi, și să vedeți în continuare, putem să vedem, ok, cam care sunt tendințele în anul respectiv pentru zona respectivă. Și aici avem harta pe București, pe sistem Hall Sign, și am făcut-o și pe Placidus, că cu Mihaela lucrăm pe sistem de case diferit și atunci putem interpreta, să zicem, avem nuanțe diferite. Și na, cum dorești, Mihaela, vrei să încep eu pe partea? Indiferent cum, oricum și așa și așa e complicat. Okay. Bun, păi atunci să începem cu partea asta de să vedem pe România și, în primul rând, să zicem, aspectele generale ale acestui ingres. Pentru că, adică, poziția planetelor se păstrează, luna va fi la 3 grade leu, indiferent de locație, da? Doar că schimbă poziția în case. Și ce contează foarte mult este poziția cuspidelor, caselor, în funcție de fiecare locație se schimbă. Poziția planetelor rămâne aceeași. Și primul lucru care se observă este combinația soare berbec, asta e soarele, avem tot timpul în berbec, și luna în leu. Practic o accentuare a energiei focului, avem și Mercur cu nodul nord în Berbec, deci accentuarea elementului foc, cu acel Marte care s-a vorbit mai devreme pe final de vărsător, și vedem că pentru România și toată zona asta a Europei de Est, Marte este aproape de ascendent. Asta ne arată că acest an este un an fierbinte. Da, un an marțian pe această zonă a Europei. Și dacă ne uităm, de exemplu, scurt pe Kiev, vedem că pentru Ucraina Marte este exact la grad, pentru că atunci când ne uităm pe diferite zone, contează gradul exact, pentru că asta e diferența între România și Ucraina. Ucraina e Marte fix pe ascendent, la grad și minut, iar pentru România sunt două grade. Da? Contează foarte mult aici, că face diferență. Deci vedem pentru zona asta Europa de Est cu un an cu Marte pe ascendent. Asta înseamnă că un an în care, să zicem, persistă partea asta de luptă, conflict în Ucraina, de evoluția războiului, deci nu neapărat se produce o liniște, o calmare imediată, și rămâne o zonă tensionată. Asta include și toată zona asta, Balcani, toată zona asta, că e pe o chestie de bandă de latitudine, da? Și se păstrează acest marcaj agresiv. Aș mai puncta că luna este out of bounds, în afara limitelor de acea bandă de 22 de grade, și asta face ca tot timpul o planetă out of bounds să nu funcționeze, să nu respecte regulile, da? Să aibă tendința de a fi deasupra unor legi, reguli și unor funcționalități normale. Da, și asta îmi traduce... Poftim? Dar se comporta excentric. Exact. Asta înseamnă că la nivel global vom avea parte de un emoțional colectiv, că asta e luna, un leu și excentric. Da? Deci partea asta de orgolii inflamate, și asta cum se traduce? În primul rând pe partea asta de clasă politică, de cei care conduc, ei sunt cumva exponentul acestor orgolii inflamate și vizează mult mai mult pe ei, și e o combinație destul de periculoasă, partea asta de lună în leu și out of bounds, excentric, în sensul în care nu poți să prevezi foarte clar care va fi reacția unui anumit, să zicem, individ, anumite populații, anumit popor. Adică vor fi, să zicem, anumite tendințe de a ieși din zona asta de obișnuit, normal, de chestia aia nu se face și așa mai departe. Ce aș mai puncta pe harta asta ca tendință generală este o combinație foarte interesantă aici între Venus și Saturn, această conjuncție Venus-Saturn în semnul peștilor,
care este într-o opoziție cu Juno sau Junona sau Hera, de fapt ca simbol, da? Deci spun Juno pentru preferințe muzicale, sună mai frumos și mai clar, da? Și cu Luna Neagră. Și ele sunt, formează un careun T cu Pallas Athena asteroid. Asta e o combinație foarte activă, pentru că se vedem mai ales în hărțile Rusiei și Chinei, pentru că joacă un rol predominant. Și este un aspect care joacă un rol foarte puternic în zona politică, pentru că Juno e tot timpul, sau Junona e activă în zona asta de negocieri, de jocuri politice, de tot felul de scheme, de tot felul de trădări, de tot felul de... Da? Este un arhetip al politicianului. Și opoziția asta cu Venus-Saturn cumva creează partea asta de, hai să zicem, două tabere foarte clare care se luptă pentru partea de putere. Cumva Venus-Saturn am putea spune că e partea aia de capitalism clasic, da, de cei care, să zicem, au cumva puterea asta financiară, da, sistemul bancar, tot ce reprezintă pe chestia asta, iar Juno-Fecioară e partea asta de putere politică. Da? Da. Iar Pallas Athena eu văd aici ca o chestie de, să zicem, de focar care va duce pe crearea cumva unui nou curent, unui nou trend, de ca și cum doi se bat și al treilea câștigă. Și conflictul ăsta care e deja, da, la nivel global, sub diferite forme, va împinge pe această Pallas Athena însăgetător către un nou curent, o nouă direcție, o a treia, să zicem, soluție, o a treia cale, da? Pentru a ieși din zona asta de impas, pentru că dacă ne uităm la nivel global, e Ucraina, Rusia, e zona de impas, război, Coreile, China cu Taiwanul, Israel cu tot ce se întâmplă acolo, conflictele astea e o zonă de impas, nu e o pace, nu s-a găsit un echilibru, o soluție, da? Și configurația asta eu văd destul de puternică. În să zicem, anul ăsta. Și o să vedem. Iar pentru România, da, e acest Marte pe ascendent, deci o să fie un an în care lucrurile o să se întâmple mai rapid, mai agresiv, mai în forță, și spuneam, în toată Europa de Est, adică lucrurile nu vor veni într-un ritm așa ușurel, calm, ci totul se întâmplă mai brusc, mai dintr-o dată. Practic, ce înseamnă? Înseamnă că Marte se descarcă foarte ușor în zona asta Europei de Est, da? Da, unde e orice planetă pe unghiuri, e ca și cum e un paratrăsne și se descarcă acea energie mult mai, mai rapid. Înainte, doream doar să fac o mențiune, pentru că tot ai menționat Rusia, Ucraina și tot a menționat și Mihaela la început povestea cu Navalny. Credeți că se va schimba ceva pentru că s-a derulat acest incident sau nu? Adică aici sunt multe speculații, știu, intrăm într-o zonă care nu era pregătită neapărat pentru subiectul de astăzi, dar spontan. Ce se poate schimba? Deci în Rusia mare lucru nu se schimbă, pentru că poporul nu are nici structura necesară de a se revolta, așa cum am vorbit și data trecută. Se pare că poporul rus are mentalitate de sclav, îi trebuie un tătuc și chiar dacă ar mișca în front, chiar dacă ar ieși la manifestații, ar încerca să facă ceva cu zecile și sutele de mii, ar intra armata peste ei și ar căsăpi, pentru că lui Putin nu îi pasă de viețile oamenilor. Asta s-a văzut din felul în care trimite carne de tun pe bandă, da, pe front, fără să-i pese că ăștia mor cu zecile și sutele de mii. Ce se poate schimba? Faptul că, odată în plus, Occidentul conștientizează ce pericol incumbă în această perioadă Rusia ca stat condus de Putin și de apropiații lui, și odată în plus conștientizează și sper din suflet să încerce cumva să ajute Ucraina să lupte, dacă Occidentul nu poate să lupte din punct de vedere oficial, care însemna implicare NATO și politic ar fi niște probleme foarte mari, măcar să ajute Ucraina, pentru că ucrainienii luptă pe viață și pe moarte acolo, dar nu mai au cu ce.
Occidentul ar trebui să o înțeleagă că odată ce nimeni nu se mai opune lui Putin, nu numai că va dori, deja au fost ieșiri publice în care au început iar să spună că Kiev este orașul rusesc, nu numai că vor vrea să ia toată Ucraina, dar deja se uită și spre Moldova. Vedeți bine că au început să discute despre Tiraspol, au trupe acolo și în mod sigur, pentru că există în mintea lui Putin și a camarilei lui ideea fixă de refacere a URSS-ului, deci vor încerca să acapareze toate, mai întâi toate teritoriile care nu sunt sub umbrela NATO, și asta înseamnă toată Ucraina și toată Moldova, iar mai târziu, dacă vor vedea că Occidentul nu are suficientă forță să reacționeze, le va da priminte să atace și țările baltice și nu știu de ce nu și România, deși România e o gălușcă cam mare pentru ei, dar în fine. Dar la țările baltice iarăși au un fix și au implementat acolo Kaliningradul, care este și acolo cine știe ce armament și ce or mai avea ascuns. Deci povestea morții lui Navalny, care este un erou până la urmă, și pentru că eroii sunt cei care se sacrifică pentru o cauză comună. El s-a sacrificat pentru Rusia, el știa ce o să îi se întâmple dacă se întoarce în Rusia. Și eu cred. În Germania știa clar. Da. Asta ar fi efectul, pe care ar putea să-l aibă și care să fie cu folos, să conștientizeze Occidentul și mai ales Statele Unite în această privință. Dar hai să mergem mai departe. Da, mergem mai departe. Deci eu, pe harta asta a ingresului, dacă este să ne uităm în sistem de case pe semne întregi, pe harta lui Dan în Placidus ne apar acolo două, trei malefice marșilate în casa întâi, Marte, Saturn și Neptun, nu? Pe harta ingresului în sistemul de case pe semne întregi apar Marte și Pluto în casa întâi și apar angulari Jupiter cu Uranus. Deci este o hartă și asta destul de puternică și destul de urâtă. Povestea este că Marte apare în ascendent, în vărsător, pentru blocul pentru țările din partea de est a Europei, cum a spus și Dan. Dacă ne mutăm mai la vest, deja ascendentul se mută în Capricorn și cel puțin în sistemul de case pe semne întregi, Marte nu mai este în casa întâi. De exemplu, pentru Berlin, deja ascendentul este la 26 de ascendentul ingresului lui Soarelui în Capricorn este la 26 de grade, ingresul lui Soarelui în Berbec este la 26 de grade în Capricorn și cam așa este pentru țările vestice. În sistemul de case pe semne întregi, pentru țările vestice, ascendentul ăsta în Capricorn este stăpânit de Saturn, care este în pești într-o proastă companie a lui Neptun. Asta este o companie păguboasă și găunoasă la nivel de ideologie și la nivel de politică, iar soarele, ingresul, cu ingres cu tot în Berbec, pentru țările vestice, cade în casa a patra. Și casa asta a patra devine astfel mult mai reliefată și cumva ne putem aștepta, pentru că și acolo vom avea alegeri europarlamentare, vom avea tot felul de alegeri, cumva ne așteptăm ca pentru Europa de vest să se acutizeze sentimentul cumva naționalist. Pentru țările din vest, luna este în casa 8. În casa 8, care e și o casă, e cumva accentuată axa aceasta 2-8 cu Marte și Uranus în vărsător și cu luna în leu, care e o axă financiară înainte de toate, dar casa asta 8 e marcată de lună, de luna în leu la ingres și este stăpânită de soare, care este pe ăsta-l urmărim.
ingresul soarelui în Berbec. Deci casa asta a opta, care e o casă financiară de finanțe mari în astrologie mundană, dar e și casa morții, e bine subliniată. Și prin faptul că acolo, în sistemul de case pe semne întregi, acolo se află luna, iar stăpânul acestei case a opta, a morții, este chiar soarele, al cărui ingres noi îl urmărim. Pentru România, așa cum a spus și Dan, ingresul ăsta este important din cauza că pică în ascendentul hărții României de la 1918, cu Marte cu tot, cu Marte și cu Pluto cu tot, și parcă avem un deja vu, nu? Că noi ne-am uitat data trecută pe tot felul de hărți și am ale lumii și am văzut că foarte multe dintre țări sau entitățile importante au ceva învărsător. România, harta de la 1900, Unirii de la 1918 are ascendentul învărsător. Harta Unirii de la 1859 este vărsător, că e 24 ianuarie, nu Unirea. Pentru celelalte, pentru Uniunea Europeană, hărțile de fondare ale Uniunii Europene cam toate au ceva învărsător. America este o țară care are luna învărsător și nodul sud învărsător. Deci cumva Marte ăsta învărsător, care e puternic în țările de est, are cumva legătură, cred că reverberează și prin alte părți, dar nu așa de acut. Nu așa suntem, de acut ca în țările. Noi aici, vom fi în stare de alertă. Marte poate să dea și o stare de alertă. E o planetă care este frecvent întâlnită în hărțile de războaie sau în hărțile de lună plină de eclipse, de ingrese premergătoare războaielor într-o poziție puternică, dar să nu uităm că Marte este și cel care poate să dea tot felul de alte incidente, nu neapărat războaie. Poate să dea accidente, predispoziție la accidente de toate felurile, la certuri de toate felurile, la incidente diverse, la incendii și așa mai departe. La fel cum Marte în ascendent poate să fie și foarte activ și plin de inițiativă, dar povestea este că inițiativa, cel puțin pentru România, trebuie să fie foarte bine gândită, să nu cumva să fie o inițiativă din astea la scară largă care să fie foarte riscante. Există această tendință, având în vedere că Marte face un careu larg cu Jupiter și cu Uranus, care nu sunt niciunul dintre ei prea moderați. Deci tot, și Jupiter este, se avântă prea departe, Uranus are revirimente bruște și idei năstrușnice și atunci moderația este foarte, foarte importantă. Și nu știu pe cine putem noi să contăm să modereze. Aici poate, ce zici, Dan, poate nodurile cât de cât, faptul că sunt noturile pe axa Berbec balanță și cumva pot să joace un rol de mediator vis-a-vis de planetele din, măcar de cele din Vărsător, Marte și Pluto. Cred că rolul de mediator îl va juca Saturn. De ce? Dacă ne uităm pe că Saturn este la acordatură perfectă cu mijlocul cerului. Și te uiți că Saturn e dispozitorul tradițional al planetelor din Vărsător. Marte. Da, e guvernatorul Vărsătorului și practic acest Saturn în codatură cu mijlocul cerului, ce arată? Arată că din punct de vedere politic nu se va schimba nimic. În bine. Cu toate alegerile, nu se va schimba nimic, deci nu va fi o schimbare. Nu va fi o schimbare, da. Pentru că Saturn aici va limita foarte mult posibilitatea de a schimba ceva cu toate seturile astea de alegeri care le avem și toată chestia asta. E ca pentru noi partea asta de politic,
de succes, de a crește, că asta e mijlocul cerului, este foarte mult limitat de acest Saturn în cuadratură, că este la grad chiar minut aproape perfect. Deci pentru România e foarte, foarte activ. Și practic nu se va schimba nimic. Deci tu contezi pe rolul conservator al lui Saturn. În ciuda ce se întâmplă, în ciuda, adică Marte ăsta aici va fi foarte mult pe gargară. Da, să sperăm, numai că gândește-te că Saturn ăsta este cam debusolat de coprezenta lui Neptun în aceeași zodie. E în aceeași zodie, dar e distanța prea mare ca să mai să fie activ. El mai are o retrogradare până să ajungă la Neptun, din punctul meu de vedere, încă nu a jucat acolo. În fine, părerea mea este că ei totuși sunt la lucru împreună și când vor trece planetele rapide prin Pești, va fi foarte așa, și când vor trece prin Gemeni și vor face careu, va fi iarăși... Da, dar nu pentru România, pentru că aici contează foarte mult cu spidele, că asta e pe România. Dacă ne uităm pe altă țară, altă chestie, este alt aspect. Dacă, de exemplu, dăm pe Kiev, da, vedem că cuadratura asta nu mai este activă între Saturn și mijlocul cerului la 16 grade. Aici se schimbă jocul, deci Saturn nu mai limitează, nu mai constrânge partea asta de mijloc a cerului cum e în România, da? Deci la noi pe zona asta de România prinde exact această cuadratură. E o diferență foarte, foarte mare. Cu cât te duci mai la est, cu atât se duce mijlocul cerului mai intră mai mult în săgetător și prinde și cuadratură la Neptun, da? Deci vor fi zone în care vor fi influențate foarte puternic de energia asta neptuniană, dar pentru România este acest Saturn care, din punctul meu de vedere, practic limitează, și atunci Marte va fi foarte multă gargară în zonă, de exemplu, adică gargară, foarte mult zgomot, să nu vorbim așa, știi? Adică vor fi conflicte, tensiuni, chestii, vedem pe Ucraina, Marte e fix pe ascendent, deci acolo se descarcă, da, pe teatru de acolo, nu vreau să se extindă conflictul și în alte zone, descarcă, și în ciuda acestui zgomot și aceste aparențe schimbări în jur, nimic nu se va schimba. Dar o singură întrebare, nu își pierde oare din putere Saturn fiind în Pești, chiar dacă face această cuadratură la... Nu își pierde, de ce? Pentru că asta e raportat la partea asta de poate Capricorn Vărsător, deci că energiile astea de Capricorn Vărsător, dar Saturn în Pești, el își face treaba lui acolo, dar el e tot Saturn, înțelegi? Funcționează, pentru că cuadratura asta la mijlocul cerului, practic, este o scoatere la suprafață a cuadraturii între energia săgetătorului și energia peștilor. Da. Deci. Acum, povestea este că dacă te duci să te uiți pe harta alegerilor care vor fi pe 9 iunie, deci cele pentru Parlamentul European încep pe 6 și se termină pe data de 9, dar cele locale, comasatele, vor fi pe 9 iunie. Și în harta asta... Vrei să dai un screen share ceva, un share? Putem să dăm un share screen. Pot să dau? Da, hai că am oprit. Povestea este că conjuncția Soare-Venus va fi în careu buc cu Saturn, cel puțin Soarele va fi cu un orb de 15 grade. Da, se vede. De 15 minute. Un orb foarte, foarte mic. Asta este o treabă destul de urâtă, nu? Deci Soarele la 18.49 și Saturn la 19.04. Asta vin 11 și cu 4, 15 minute orb. Și Venus este și ea pe aici. În fine, ce o să fie vom vedea, dar s-ar putea să iasă cu un pic de scandal. E Marte prin casa 10 și emoțiile să fie destul de greu. Și vor fi malversațiuni, vor fi povești de culise. Hai să mergem mai departe la ce, că o să mai vorbim despre... Mai detaliem, la asta mă gândeam, că probabil vom face și un al treilea episod cu noi subiecte pe lângă alegerile parlamentare, cum spuneați. Ok, deci asta e pe partea asta de ingres pentru România. Deci punctăm acest Saturn, care e cuadratură la
mijlocul cerului și automat și fundul cerului, da, deci întreaga axă. Da, deci cumva și partea asta de stabilitate și tot ce înseamnă partea asta de agricultură, asta e casa a patra, ce Saturn poate să acționeze sub forma de limitări, constrângeri, poate să fie secetă urmată de după aia inundații, poate să fie pe partea asta de agricultură, de climă, zona aceasta a Europei, da, și zona asta a României, cine interesează, poate să fie destul de multe, să zicem, fenomene care să creeze perturbări în funcționarea, să zică, optimă agriculturii. Da. Îmi dai voie? Da. Deci, și uitându-ne și la Marte din ascendent și la stăpânul casei a patra, care este în berbe, care este un semn uscat și fierbinte, și la nod, mă tem de secetă și de incendii. Exact, da. Și atunci și partea asta de agricultură este, pe urmă, dacă ne mai uităm, vedem că axa asta nodului este fix pe cuspidă pe axa 2-8, da? Deci la fel la grad și cu nodul sud pe casa 8, deci din nou partea asta de economic și Marte stăpânul, guvernatorul casei 2 este pe ascendent, deci partea asta de economic este foarte importantă, dar foarte dezechilibrată. Da, mai ales balanța asta de plăți externe, de datorii, poate să devină, să zicem, critică în acest an, mai ales partea asta de datorii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că pot să apară dificultăți în a ne mai împrumuta atât de ușor. Pentru că Venus, guvernatoarea casei 8, adică capacitatea de a te împrumuta, de a accesa fonduri, pe lângă nodul sud aici, Venus este cu Saturn aici. Și atunci asta înseamnă o limitare în a accesa anumite fonduri și asta va duce cumva la blocaje pe zona asta de a mai susține întreg aparatul administrativ așa cum e, cu toate cheltuielile astea, cât poți să crești taxele și impozitele. Că da. Deci partea asta de financiar, cumva părerea mea este că vor fi niște condiții externe care va face ca România să se împrumute din ce în ce mai scump și mai prost. Unde vezi în harta asta firmele, inițiativa privată? Asta poate să fie pe casa 6, deci toți cei care produc, care lucrează acum, depinde ce. Da, ia să mai mulți angajați. Eu văd business-ul tot în casa 8 și tot. Aici e mai mult raportat la țară, eu văd partea asta de finanțe. Aici casa 6, angajații statului sunt firmele private. Da? Da. Eu așa văd casa 6, angajații, adică eu cei care bugetarii. Da, și pot fi și bugetarii, dar în esență depinde din care perspectivă. Apropo de ce ai spus tu cu finanțările externe, asta este întărit odată în plus de faptul că stăpânul casei a noua este și stăpânul casei a doua și e în ascendent. Deci cumva arată cât de mult depind finanțele țării de conjuncturile astea externe. Și asta va fi, adică s-ar putea să ne așteptăm pe chestia asta să fie mari probleme, presiuni pe bugetul țării și să avem să intervină partea asta, iar mecanisme gen FMI, gen chestii de genul ăsta, Uniunea Europeană, care să impună anumite, cu Saturnul ăsta, quadratura la mijlocul cerului, fundul cerului, poate să vină chestii impuse, restricții, limitări în a face ce vrei. Adică pe de o parte la nivel sistem politic se poate, nu se schimbă nimic ca urmare a alegerilor, dar poate fi alt set de restricții venind din Uniunea Europeană, FMI și alte organisme de astea în care să impună, să zicem, o reformă sau o tăiere de cheltuieli, o chestie care, ok, bă, băieți, n-aveți de ales, bani, intrați în colaps financiar, bani nu vă mai dăm dacă nu faceți chestiile astea. Și adică din punct de vedere economic s-ar putea să fie anul ăsta un an de măsuri destul de dure, da? Ei acum mai țin robinetul deschis cât sunt alegerile, dar după, știi, pentru că să nu uităm, noi vorbim de perioada martie 2024-martie 2025. Da. Deci s-ar putea după ce se încheie alegerile din decembrie, ianuarie, februarie, martie să avem niște surprize foarte neplăcute. Da, să vină să spună, știți că de fapt suntem într-un mare rahat. Da, economic, știi? Și până atunci se va ascunde foarte mult chestia asta. Da? Deci noi nu vorbim de an calendaristic acum, vorbim de perioada până în martie.
Dacă scenariul acesta prinde contur conform descrierilor, ceea ce sunt sigură că se va și întâmpla, adică o soluție, ce ar susține harta să ieșim dintr-o fundătură de genul? Ești pe românește, it's fucking too late. Da? Adică dacă te uiți la nivel politic, cum se iau decizii, ce se fac și cum se joacă, n-ai nicio șansă. Adică ce soluții? Că stăm noi și ne omorâm neuronii să gândim teoretic. Da, soluții există practice, dar trebuie să tai în carne vie și asta înseamnă să tai de sus în jos, da? La cheltuieli. Da, să nu mai omori companiile și cei care produc privații cu tot felul de taxe și tâmpenii și programe facturi și alte. Da, exact. Adică soluția există, dar trebuie tăiat de sus în jos, tranșat tot, știi? Și atunci da. Da? Altfel, astrologic, pur și simplu, cu Saturn acolo nu ai nicio soluție, adică suntem mâncați, cum se zice pe românește. Da. Scuze că sunt dur așa, dar ăla e Saturn, da, da, adică deja extemporalul, adică deja tu dacă n-ai învățat pentru examen, ăla e. Povestea este în felul următor, iarăși pentru oameni, pentru populația României, că asta ne interesează. Păi da, de asta. Mesajul ar fi, măi, oameni buni, aveți grijă ce faceți cu banii, pentru că va fi din rău în mai rău și nu mai cheltuiți aiurea pe lucruri care nu vă trebuie. Luați-vă lucruri care vă trebuie, făceți-vă mici stocuri, nu așa să vi se învechească prin casă, din lucruri de primă necesitate care... Așteptați-vă să se scumpească, la cum arată hărțile astea de ingres și în sistemul Placidus în care lucrează Dan și în sistemul de case pe semne întregi în care lucrez eu, casele 2-8 arată rău. Deci uite, și în sistemul de case pe semne întregi avem acolo, avem pe Saturn cu Neptun, cu Venus în casa a doua în Pești. Venus este în exaltare, Venus în exaltare poate exagera când e proastă, în proastă companie, cum e. Da. Iar stăpânul casei a doua e Jupiter, care este într-o conjuncție cu instabilul și neașteptatul Uranus. Deci încercați să cumpărați ce vă trebuie, securizați-vă economiile și încercați să o luați mai ușor cu banii risipiți aiurea, pentru că nu fiind vremuri foarte ușoare. Da. Da, sfaturi foarte de bun simț și sper să poată fi și aplicate. Da. Adică eu sincer nu sunt atât de alarmist pe chestia asta, pentru că părerea mea unde vor fi loviți cei mai mult vor fi cei care acum depind o formă sau alta de stat. Da, în zona de bugetari, pentru că acolo se va tăia. Invariabil, când se termină banii, acolo se taie. Nu ai ce să faci, nu ai altă soluție, înțelegi? Nu mai poți să susții un aparat administrativ deficitar, ineficient, și atunci trebuie să tai de acolo. Adică nu mai. Da, și atunci cumva n-aș vedea neapărat cei care sunt pe zona de privat să sufere, corporații sau întreprinzători, nu neapărat acolo, ci cei care au interacțiune partea cu statul, cei care își iau leafa de acolo, s-ar putea să fie problematic. Dacă ar fi o politică bună de întărire a sistemului privat, oamenii aceia care oricum sunt, unii dintre ei sunt în surplus în sistemul bugetar. Avem, cred că, cel mai încărcat sistem bugetar din toată Europa. Așa deci e. Statul susține o armată de oameni, de angajați mai mare decât țările, mai mari decât ale noastre. Povestea este că dacă se întărește sistemul privat, oamenii ăia care sunt disponibilizați din sistemul bugetar vor avea unde să se angajeze și vor ajuta, că e, pe de altă parte e nevoie de forță de muncă în sistemul privat. Da, și, da. Dar, în fine, dacă ar fi politici, dar vedeți, politicienii noștri nu prea gândesc pe termen lung. Din păcate, asta este. România nu prea e o țară care să fie campioană la gândirea strategică. Nu, deloc. Din păcate. Da. Și atunci ei găsesc mereu, politicienii noștri găsesc mereu soluții de moment fără să cântărească consecințele pe termen lung. Asta, acum repede să scoatem banii acum de unde om putea și pe urmă se alege praf. În fine, deci cam astea sunt punctele sensibile pentru anul astronomic și astrologic. Că
care începe pe 20 martie 2024 și se termină pe 20 martie 2025. Dan, ai pregătit mai multe hărți, cred că, despre... Da, putem trece în revistă cum, de exemplu, pe Moscova sunt niște lucruri foarte interesante aici. Deci asta este harta pe Moscova, pe Placidus. Și ce vă spuneam de careul ăsta între Venus, Saturn, Juno și cu Pallas Athena, aici devine foarte activ pentru că se pune peste ascendent-descendent, deci se va manifesta mult mai puternic. Iar această Junona, Juno pe descendent indică foarte multe jocuri de culise în spate. Și dacă analizăm poziția, să zicem, lui Putin, da, pe anul acesta, vedem un mijlocul cerului care reprezintă partea asta de stat, de șef de stat, cel care conduce, 22 săgetător, într-o quadratură cu vertex. Vertexul indică tot timpul un fel de scurt circuit. Deci el aduce evenimente, situații neprevăzute. Mijlocul cerului este în conjuncție cu Uranus și cu Jupiter, guvernatorul. Deci pot fi situații care neprevăzute, o schimbare bruscă de putere, sunt indicii foarte puternice. Iar partea asta de negociere, deci Venus-Saturn pe ascendent cu Junona pe descendent într-un careu cu Pallas în casa noua, casa noua 12 de la 10. Asta ce înseamnă? Vor prinde foarte multă putere cei care sunt în umbră, în umbra celui care conduc, și vor găsi, să zicem, metode, instrumente de a acționa. Și Marte în 12 întărește cu Pluto aici tot ce înseamnă acțiuni subversive. Deci dacă îi se schimbe ceva vis-a-vis de Putin, va fi o mișcare din interior. Da. Și sunt destul de multe șanse să se întâmple chestia asta. Iar asta se întreabă lumea. Da. Și aici, deci sunt destul de multe șanse. Pe harta asta, partea asta de uite, Jupiter reprezintă pe Putin, că e guvernatorul mijlocul cerului, e conjunct cu Uranus, e în conjunct cu mijlocul cerului. Aspectul ăsta pur și simplu indică un risc de schimbare, de o cădere din poziție. Da. Deci este și în sistemul de case pe semne întregi, e cam aceeași poveste cu Marte și Pluto în casa 12. Aici sunt mașinațiuni de culise și posibil cu implicare militară, că este Marte, deci șef militar, și cu Pluto, care este foarte puternic și foarte subversiv și el, deci pot să fie mașinațiuni de culise. Și vin stăpânul casei astea a 12-a vine în ascendent, deci cumva implică, și cum a zis și Dan, stăpânul casei a 10-a, Jupiter, fiind împreună cu Uranus, poate să aducă chestii complet neașteptate pentru conducere, care, uitați-vă la quadraturile pe care le fac ăștia din casa 12-a și ăia pot să fie implicați, iar faptul că nu există aspect între mijlocul cerului și stăpânul casei a 10-a, iarăși se cheamă că șeful nu vede casa pe care o stăpânește, deci cumva scapă lucrurile de sub control. Dar mai rămâne de văzut acum, vedeți, Rusia este o țară care are ascendentul în Fecioară, deci toate îi se mută, toată povestea asta cu ascendentul din Pești și cu Venus, Saturn și Neptun îi se mută în casa 7-a pe harta Rusiei, și Soarele intră în casa a 8-a, ingresul, dacă Rusia are ascendentul în Fecioară, Soarele intră în casa 8-a. Axa nodurilor este pe 2-8 și Pluto se apropie de luna din vărsător a Rusiei, că și Rusia, cam tot ce mișcă, are ceva în vărsător, prin Europa și chiar și peste ocean. Ne mai putem uita tot la harta ingresului pe America, pe Washington, pentru că avem un Marte pe fundul cerului. Deci acest Marte devine foarte puternic și asta ce indică? Cum pe România e pe ascendent, aici pe fundul cerului indică clar o situație tensionată în
tot ce înseamnă intern, la nivel intern, pe America, că și ei au alegeri, au toată evoluția aia cu Trump, cu ce se întâmplă, care, cum. Da? Deci eu și aici cumva o zonă foarte tensionată, iar acest Jupiter Uranus pe descendent poate să indice o schimbare în strategia lor în ceea ce privește alianțele și modul în care abordează astfel de să zicem, parteneriate și asocieri și modul în care joacă în relația cu celelalte țări, mai ales că Statele Unite e o țară care joacă activ în hărțile celorlalți, în țările celorlalte, prezentă cam peste tot și Jupiter-Uranus aici poate să indice o schimbare în strategia lor pe relații externe. Mă tem să nu fie chiar cam conservatoare, că stăpâna casei a șapte împreună cu Saturn. Da, poate fi, nu știu dacă va fi neapărat conservatoare, dar e o schimbare de direcție, abordare și poate se repoziționează vis-a-vis de ce înseamnă Rusia, Orientul Mijlociu, Israel, nu știm încă exact ce și cum, dar va fi un fel de conflict intern vis-a-vis de chestia asta care va duce la o nouă direcție, o nouă strategie și asta implicit va genera schimbări la nivel global în anii ce urmează datorită acestei schimbări de politică externă a Statelor Unite. Pe de altă parte, ingresul cade în casa a șasea, cred că și la tine tot în casa a șasea și în sistemul de case pe semne întregi tot în casa a șasea. Casa asta a șasea este legată de forța de muncă, dar este a unei țări, dar este legată și, bine, și de efectivele de animale până la mărimea unei capre sau oi, dar este o casă care patronează și toate instituțiile de forță, poliția, armată, medicină de urgență, pompieri de forță și de urgență. Deci și armata este în casa a șasea și stăpânul, dispozitorul ingresului, nu Marte, este pe fundul cerului și e în poziția aceea pe care o știm, cam în aceeași casă cu Pluto. Ei se văd, nu sunt unul lângă altul, dar se văd, se miros, se înțeleg din priviri și așa mai departe, și în careu cu planetele din casa a șaptea. Nu știu ce să zic. Să ai stăpânul ingresului Marte învărsător într-o poziție destul de distonantă pe fundul cerului. E un an foarte tensionat, adică cu Marte fundul cerului, noi Marte pe ascendent, adică mie mi se pare mult mai dur Marte pe fundul cerului într-o astfel de hartă decât pe ascendent. Da, pentru că fundul cerului casa a patra indică de la climă, loc, spațiu, teren, rădăcinile, chestiile interne. Da, ascendentul indică mai mult un fel de poate o conexiune cu ce se întâmplă în exterior. Dar aici casa a patra tot timpul indică o chestie care se întâmplă pe interior, e bucătăria internă. Marte stăpânește și harta ascendentul, stăpânul tradițional al ascendentului în Scorpion. Și e și stăpânul ingresului. Acum, dacă e să ne gândim la alegeri, nu știu ce să zic. E cam prematur să ne pronunțăm, însă dacă e să ne luăm după regulile astrologiei mundane, conducerea actuală ar fi casa a 10-a, opoziția ar fi casa a 4-a. Stăpânul casei a 10-a este în domiciliu, chiar ingresul, nu soarele. Deci asta e o chestie importantă, foarte importantă, cine conduce țara, dar conducerea actuală ar fi soarele în casa a șasea, nu prea e bine că e în casă cadentă, iar opoziția ar fi arătată de planetele din casa a patra și stăpânul casei a patra, și planetele din casa a patra sunt cam cu scandal, nu? Și cu idei fixe, și cu Pluto întotdeauna arată o determinare extraordinară, iar Marte este foarte, foarte incisiv, ca să zic așa. Iar stăpânul casei a patra este Saturn, care
se află într-o casă norocoasă, dar e cu Venus, pe de altă parte. Deci, da, asta ar fi opoziția, asta ar fi Trump, dacă e să rămână Trump. Dar, pe de altă parte, Saturn nu vede casa a 10-a. Stăpânul casei a 4-a nu vede casa a 10-a, pe când stăpânul casei a 10-a o vede, face aspect tradițional de trigonul care o conjuncție ce-o mai fi. Nu știu ce să zic. Oricum, lucrurile sunt foarte tensionate acolo, pentru că avem un careu un T în semnele fix. Da. Dacă ne uităm pe Placidus, tot partea asta de mijlocul cerului, vedem opoziția de la Marte, deci clar cel care e acum la conducere. Neptun este la fel la 150 de grade în conjunct cu mijlocul cerului, ceea ce mă duce cu gândul că cel care e la putere acum nu va mai continua. Da, sub o formă sau alta, da, nu va mai continua partea asta de lege, deci nu-l văd pe Biden să poată să fie, să zicem, să candideze sau să fie reales. Adică sunt elemente care cumva atacă destul de puternic poziția președintului, că și la american rolul președintelui este mult mai puternic decât la noi, să zicem, cum e și la ruși, da, tătuca lor, știi? Înțelegi? Și Neptun și Marte aici cumva subminează foarte mult și Uranul, Jupiter de aici cumva foarte, foarte puternic vor lucra pentru a submina această poziție. Și eu sincer nu știu dacă ar fi Trump, știi? Adică aspectele astea mă duc cu gândul la că nu, cei care au mai fost nu vor mai putea fi. Păi asta ar fi soluția ideală, da, dar nu vezi că nu au oameni? Nu au candidați, asta e ciudat. E incredibil ca cel mai puternic stat din lume să nu scoată la înaintare decât două persoane în vârstă și unul care, Biden, este în vârstă, el este băiat destul de, cum să zic, pe fixul lui, așa, dar este foarte în vârstă. Iar Trump, cum poți să... Trebuiască să, de eu, asta pe mine mă depășește, să votezi un personaj care a trecut prin niște falimente, un personaj despre care tu știi că s-a răsculat împotriva ordinii constituționale când i-a scos pe oamenii ăia în stradă și când au intrat în Capitoliu și s-a întâmplat ce era de neînchipuit să se întâmple în America. Când el a cărat acasă documente strict secrete și multe, multe, bine, și are și a mințit cu privire la venituri și a dat mită unei prostituate ca să nu spună că a fost, și multe, multe, deci când are atâtea procese pe rol și atâtea bube în cap, tu să-l susții pe el. Acum, intrând în bârfele americane, povestea este că se cheamă că el, fiind un om cu dare de mână și înainte de a ajunge președinte, ar fi mituit o grămadă de oameni ca să ajungă unde a ajuns, iar ulterior, cât a fost președinte, el a avut acces la toate... la toate notele serviciilor secrete și se pare că nu are niciun fel de jenă să șantajeze. Să joace dur. Da, joacă foarte dur. Sunt foarte mulți oameni la mâna lui și din cauza asta nu ne mirăm. Avem un prieten aici din Statele Unite, e absolvent de Harvard și locuiește de vreo 8 ani în Germania, lucrează în IT. E absolut confuz de toată această situație, e total nedumerit, nu mai înțelege nimic. Însă ce iată se întâmplă. Că există o parte din americani care nu au prea multă logică în capul lor, care îl susțin. Acum, dacă ne uităm la suprapunem harta ingresului soarelui peste harta Americii, ceea ce mi se pare mie îngrijorător este că Marte, acela care e pe fundul cerului, este fix peste Luna Americii. Luna Americii era 27 de grade și 10 minute învărsător. Deci, iar Luna în tranzit, aia din Leu, este peste nodul Americii. Iar nodul Sud este peste Saturn din harta Americii.
și mai vin și eclipsele. Adică sunt, mai vin și eclipsele, da. Acolo găsim adică și mai multe. Sunt foarte multe nodurile peste, există așa o suprapunere a nodurilor și, a o interacțiune între noduri și planetele lente, care te duc cu gândul la un destin fatidic la un moment dat. Și, deci și malefice, Saturn și Pluto sunt legate de noduri într-un fel sau altul. Dacă suprapui hărțile, Luna e și ea legată de noduri. Deci cumva e un an complicat pentru America și cu niște cu niște decizii foarte importante, eu zic că pe termen lung. Eu aș mai face așa o previziune. Ea spune că e momentul în care o femeie va căpăta foarte multă influență și putere. Cu luna aceea pe nod și cu... Da, luna aici, opoziție cu Pluto. Pe... Iunona în casa 10-a, care și asta e o ascensiune a energiei feminine, iar soarele, trigonul ăsta, soare, guvernator de mijlocul cerului, trigon cu luna... Luna în casa nouă, care este a 12-a de la a 10-a, e cineva care stă în spate, în umbră, e în faza a doua, în etapa a doua și se poate avea oportunitatea de a ieși în față. Deci ar putea să avem o ascensiune surprinzătoare, da, nu planificată, a unei femei într-o poziție cheie. Te gândești că s-ar putea să renunțe Biden și să vină Kamala? La ea mă gândeam. Da, la Kamala să renunțe sau să n-aibă de ales. Kamala, eu am scris despre ea când a fost aleasă vicepreședinte, am scris un articol în Astrele despre ea. Kamala e o tipă tare și este o tipă destul de puternică, mi se pare mie. Și are niște link-uri cu harta Americii. Kamala este o balanță, dar noi am mai văzut femei puternice în balanțe, și Margaret Thatcher și Theresa May și multe altele. Putin e balanță. Da. Hai să... Și el e o femeie puternică. Și el e o femeie puternică, în fine. Deci este o balanță care are ascendentul în Gemeni, deșteaptă, Marte în casa a treia în Leu și stăpânul hărții. Dacă vreți, îți dau datele, Dan. Foarte vrei, interesant, da, mi se pare. Poți să faci share, Teoria și dacă prinde contur, Dan, trebuie să te ascunzi, te duci într-un cătun că vei fi invadat. De ce să fii invadat? Nu mă invadează nimeni, nu se uită nimeni în gura mea, stai tu liniștit. Ba, eu cred că se uită. Oricum, stăpânul hărții e în Scorpion. Stăpânul ascendentului e în Scorpion și asta îi dă putere multă. Femeia are luna în berbec, îl are pe Marte în Leu, deci părerea mea este că e destul de... Iar Venus, care e dispozitarea Soarelui, este cu Pluto în Fecioară, deci părerea mea, Vesta fix pe mijlocul cerului, Iunona și Pallas sunt în casa șaptea. Ceres, pardon, și Pallas în casa șaptea și Iunona unde e, că nu mai văd și pe ea. Pe 8 săgetător. Așa. Aia e Iunona. Și unde e Ceres? Ceres este un Capricorn. Da, cu luna neagră. Da, eu zic că este o tipă destul de tare și foarte deșteaptă, părerea mea. Da, ideea că dacă ne uităm puțin pe Placidus, partea asta de mijloc a cerului cu Vesta e foarte puternic, pentru că cum s-ar putea traduce? Tot timpul va beneficia de oportunități de a crește atunci când cineva poate să joace la sacrificiu sau ea să joace la sacrificiu sub o formă sau alta. Vesta asta aduce foarte multă credibilitate, autoritate și putere și facilitează, să zicem, o creștere. Și mai avem, dacă ne uităm, Pluto în tranzit acum în Vărsător face o quadratură la acest Mercur și a făcut la Soare, încă e o chestie de, să zicem, foarte multă putere care se poate, să zicem,
Mercur stăpân de ascendent, da? Pluto vine și conferă partea asta de forță și putere în perioada următoare. Asta așa, în linii mari, că nu ne-am... Da. O chestie de sacrificiu pe muncă, dacă e să judecăm pe sistemul de case. Deci, stăpânul casei... Nu, stăpânul casei a șasea. Deci, ea este o tipă de responsabilitate, cu stăpânul hărții în casa a șasea. Stăpânul casei a șasea este... Marte, care este în leu, cumva o muncă, iar stăpânul casei a 10-a e Jupiter, care este pe algol. Asta e o treabă de sacrificiu și de implicare în ceva mult mai mare, de la scară largă, și asta poate să fie o chestie de sacrificiu. În fine, vom trăi și vom vedea. Dacă este unul dintre scenarii. Aș dori să vă reamintesc faptul că derulez în acest moment 3 workshop-uri, lucrez la 3 campanii de mediatizare ale workshop-urilor online, 12 Călăuze fiind organizatorul principal. Înscrierile pentru matricile perinatale în harta natală cu astrolog Teodora Mut continuă până la data de 9 martie. Pentru cei care nu ați fost la întâlnirea din seara de 21 februarie, sunteți invitați să veniți la ceea ce organizăm pe durata lunii martie. Nu uitați de data de 7 martie, unde avem astrologie vocațională în viața profesională, pentru viața profesională. Invitata mea, astrolog Diana Spinean, din nou o poveste absolut splendidă. E o a doua întâlnire, iată, aici în grădina celor 12 Călăuze tip workshop, și vă invit din nou să intrați în arhivă și să accesați informațiile de acolo. Și nu uitați, bineînțeles, povestea pe care deja am anunțat-o, că debutează, iată, din luna martie cu accesarea materialelor pe care le pregătim. Suntem în plină pregătire acum și mă refer la modul 1, Tranzitele planetelor transaturniene, acest parteneriat pe care 12 Călăuze îl face cu Astro Perla, respectiv subsemnata Patricia Höppner, cu astrolog Rodica Spână. Pentru detalii vă rugăm să completați pentru toate cele 3 workshop-uri anunțate formularele de preînscriere din căsuța cu text de mai jos. Dar pentru modul 1, Tranzitele planetelor transaturniene, nu uitați o informație importantă acum. Până la data de 1 martie 2024 există un preț redus. Hai să ne uităm, să înaintăm cu partea asta de ingresul soarelui, da. Să ne uităm puțin pe China, pentru că și aici e un joc foarte interesant. Așa. Avem din nou aspectul, configurația asta, Venus-Saturn cu Iunona și cu Pallas, și aici e pe mijlocul cerului. Am văzut că la Rusie pe ascendent-descendent, cu un focar Pallas în a noua, aici Venus-Saturn pe mijlocul cerului. Deci, cumva, chestia asta de putere, control, rămâne acolo pe China foarte mult, dar cumva se duce foarte mult pe, prin energia asta, pe peștilor, mai scapă chestii. Da? Adică va fi un control poate mult mai fanatic, da? Dar nu atât de puternic. De ce? Pentru că Jupiter, stăpânul mijlocul cerului, este cu Uranus. Este în sextil, dar cumva acolo trebuie, părerea mea, că va fi un fel de remaniere la nivel de partid, de conducere. Nu neapărat se schimbă liderul, dar părerea mea că se schimbă întreaga strategie, întreaga echipă. Și cu luna în casa a doua, aș spune că vor veni foarte mult pe considerente economice, au mari probleme economice, și cu opoziția asta lună Pluto pe axa 2-8 pe partea asta de economie, Pluto în conjunct la ascendent, deci și eu mari probleme cu datoriile și cu toate chestiile astea. Deci vom asista nu neapărat la o schimbare, ci rămân aceeași, dar se schimbă cumva gașca din spate, da? Se schimbă o remaniere pe linie de partid și repoziționare. Și cu Iunona pe fundul cerului, care vor fi niște lupte de gherilă acolo în interior, vor fi niște conflicte, niște chestii care cumva va genera o schimbare, dar nu aș vedea o chestie radicală, dar care poate în anii următori să genereze o schimbare mult mai profundă. E ca și cum se schimbă nivelul 2 și Marte în casa a noua dă putere pe chestia asta de acelor care sunt în umbră și care așteaptă să iasă la suprafață. Da. Acesta la nivel de
de China. Și vedem Rusia și China activate de acest careu în T cu toți asteroizii și cu Venus-Saturn și va juca un rol important. Adică, și pe, în sistemul de case pe semne întregi, aceeași chestie. Se vede cum politicul e dictat de economic. Deci avem stăpâna ascendentului luna, o avem în casă financiară în casa a doua, stăpânul casei a 10-a Marte e în casă financiară în casa a 8-a, soarele de la ingres este în casa a 10-a, în fine, deci cumva economicul este foarte marcat, stau prost economic ei, arată și probabil că vor mai fi frământări cu planetele astea din casa 8-a și confuzie cu stăpânul casei a 8-a, care e o casă de finanțe mari, cadent în casa 9-a și împreună cu Neptun. Nu știu dacă le dă prin minte să se avânte să cucerească Taiwanul. Nu știu, pentru că stăpânul Marte, care e o planetă de război și de atac, e băgat prin casa a 8-a, iar dacă ne uităm la casa asta a 7-a, că ea este până la urmă, deci eu nu văd, și stăpâna hărții este tot pe parte financiară și stăpânul casei a 7-a este cadent și este destul de confuz și împreună cu Venus, care nu e prea războinică. Deci nu știu dacă le dă prin minte. Cred că problemele lor sunt economice, foarte marcate, și politicul și tot ce mișcă, inclusiv negocierile, stăpânul casei a treia în casa a zecea, stau sub semnul finanțelor. Deci și stăpânul casei a treia e sub semnul lui Marte și casa a 10-a și soarele, care este cel care e cu ingresul, toate stau sub semnul unei planete aflate într-o casă financiară. În episodul trecut ați povestit puțin și despre Israel, oare spunem două vorbe și harta, despre... Dacă ne uităm aici pe Israel, asta e pe Placidus și ne uităm... E asemănător cumva cu Moscova, dar puțin diferit. Opoziția asta e activă aproape de ascendent, da? Quadratură cu Pallas și Uranus în conjunct cu mijlocul celor. Deci aici s-ar putea să fie în Israel o schimbare la nivel politic, la nivel de, nu știu, prim-ministru de guvern, da? Deci o schimbare care va implica o schimbare de strategie. Și aici, deci și aici Uranus, la fel ca în Rusia, poate să fie o astfel de transformare. Deci la nivel politic. Altfel, Saturn pe ascendent aici nu neapărat schimbă lucrurile fundamental, știi? Adică cumva rămân pe aceeași filieră și pe aceeași direcție. E partea asta de conflict, deci nu știu dacă neapărat se va rezolva aici, poate printr-o schimbare la nivel politic să se nuanțeze puțin lucrurile. Dar nu știu dacă în momentul de față se va găsi o soluție. Tulburată rău. Și asta pe whole sign. Pe... În fine, acum harta Israelului are ceva saturnian și plutonian. E o hartă cu lună conjunctă Pluto-Saturn-Marte în Leu. E tulburată mult de transitul lui Pluto prin Vărsător, care fac și o hartă cu Soarele pe Algol în Taur. Deci Israelul este foarte tulburat și nu e de mirare că i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat cu Jupiter Uranus peste Soare și mai ales, în fine, încă lucrurile începeau să se prefigureze încă de la prima intrare a lui Pluto în Vărsător. Eu cred că Hamasul tricota de mult la tunelele alea și la toate cele și planul avea făcut mai de mult. V-aș invita să trecem la eclipse, să vedem ce bate la ușă din perspectiva astrologică.
Avem aici practic două eclipse acum în perioada asta, pe 25 martie. Nu s-a și... schimbat harta. Asta e că sunt eu, scuze. Da. Deci asta acum pe 25 vede. Martie, da? Asta pe Hall Sign și pe 8 aprilie. Exact de ziua mea. Cele două eclipse, da? Care tot timpul potențează anumite evenimente și nuanțează. Era dacă vrei să punctez pe una, știu că tu studia mai mult partea de eclipse, la mine eclipsele nu sunt neapărat un subiect, deci, o metodă uzuală. Ne uităm pentru România, în primul rând, în ce casă cade eclipsa. Eclipsa cade în sistemul de case pe semne întregi, în berbec, e și în casa a șasea, care este o casă, așa cum am spus, care are de-a face cu forța de muncă, care are de-a face cu angajații, care are de-a face cu instituțiile acestea de forță sau de urgență, toate. Și le repet, de la armată, poliție, eu știu, pompieri, medicină de urgență, etc. E și o casă a sănătății naționale. Aici este mare încărcătură și dacă ne uităm la stăpânul, la dispozitorul acestei eclipsei, este Marte, care nu prea stă bine în pești împreună cu Saturn și cu Neptun. Deci acolo sunt constrângeri, vor fi constrângeri, probabil că ne putem aștepta și la anumite blocaje, dar este o mare nevoie de ordine și de rigoare. Constrângeri. Nu știm ce o să fie. Noi vedem, cred că am spus și data trecută, că statul angajează bărbați tineri pentru structuri din acestea de intervenție militară, pentru servicii speciale militare. Vom vedea ce va fi și mai târziu. E, oricum, eclipsa asta, vedeți, e importantă pentru România, pentru că dispozitorul eclipsei Marte este și stăpânul ascendentului. E un deja vu aici și îl avem pe Marte de data asta, care este foarte important în pești împreună cu Saturn. Bine măcar că este în casa a cincea, care nu e o casă rea, da. Bine măcar că este în aspect bun, se vede cu stăpânul casei a cincea, ceea ce este un lucru bun. E multă presiune, e foarte multă presiune, dar este posibil să trebuiască să se ia niște măsuri organizatorice în aceste domenii. Mă gândesc la Saturn, la rol, că vor merge lucrurile greu, că Saturn este împreună cu Neptun, și aia e adevărat, dar pe de altă parte există un ajutor, o înțelegere, un suport oarecare de la Jupiter și există și de la Uranus, care atunci când este bine dispus și când face aspecte bune, poate să aibă acest efect înnoitor de reorganizare, de înnoire, de împrospătare și așa mai departe. Eclipsa asta, vedeți că e o eclipsă care depinde de Saturn întrucâtva, pentru că dispozitorul ei e împreună cu Saturn, nu? Deci Marte, care dispune de eclipsa din berbec, e împreună cu Saturn. E un aer de familie, ca să-i zic așa, pentru că și eclipsele vin în familii de eclipse, seriile Saros, care au fost observate încă din timpul babilonienilor. Sunt niște serii de eclipse care conțin în medie cam 7, 7, 78 eclipse, pot să fie 80 și ceva, pot să fie mai puține, care se repetă la un ciclu Saros odată la 18 ani. Printre ele, bineînțeles că mai vin și alte eclipse din alte familii, dar fiecare eclipsă
ține de o familie de eclipse și e interesant întotdeauna de văzut cum arată prima eclipsă din această familie de eclipse, eclipsa mamă sau eclipsa primară, cum vreți să-i spuneți, pentru că ea imprimă aerul întregii familii de eclipse și cred că avem o harta eclipsei mamă care s-a produs în 1501 pe 17 mai. Asta este relocată pentru București, este o eclipsă, vedeți, conjunctă cu Saturn. Pe de altă parte, eclipsa asta este conjunctă cu Aldebaran. Steaua Aldebaran, care acum e pe la 9 grade, la vremea respectivă era la 3 grade și era, deci o conjuncție, este una din cele patru stele regale, are o mare influență și poți să-i dai un orb mai mare. Așa cum le poți da un orb mai mare, de chiar de câteva grade, și stelelor care sunt extrem de strălucitoare. Dar Regulus, Aldebaran, Fomalhaut, Antares, care sunt stelele regale, pot să aibă un orb de 3-4 grade liniștit. Deci este o eclipsă care este împreună cu Saturn, deci anunță niște ani destul de dificili, care este în careu cu Uranus, eclipsa mamă, deci și cu niște schimbări care s-ar putea să fie cumva forțate sau nedorite, că în fine. Aldebaran în linii mari poate să fie o stea care să-i însufle energie și curaj la modul general, dar implică și anumite riscuri de violență. Mai toate stelele fixe, astea mari, sunt stele care cumva scot în evidență și ridică în rang și te pun într-o lumină, dar în același timp pot să amenințe cu pierderea de poziție sau cu anumite evenimente violente. Nici Aldebaran nu face excepție. Ceea ce ne interesează de la Aldebaran este că scoate în evidență și mai mult, dacă e să o spunem, o importanță eclipsei și faptul că pentru România eclipsa este... eclipsa asta mamă este în ascendent, arată că cumva influența ei și efectele ei vor fi importante pentru România. Dispozitorul eclipsei este Mercur, este în casă financiară, dar finanțele sunt în fine e în casa a doua, nu? În casa a doua, da, în casă financiară. Nu, este tot în casa. Da, Dan, deci există posibilitatea să faci să lărgești casa. Deci și Mercur este tot în casa întâi. Este aici o aglomerare de mare clasă care subliniază o dată în plus importanța acestei eclipse pentru România. Dar stăpânul eclipsei, din păcate, e în careu cu Marte. Deci, cumva, anul este... Deci, ce jumătatea de an pe care o anunță eclipsa. O eclipsă are efecte de obicei foarte vizibile în săptămânile din jurul ei, o săptămână, două mai ales după, dar poate să fie și câteva zile mai înainte, iar pe termen lung efectele sunt valabile până la următoarea eclipsă de același fel, deci cam 6 luni, că sezoanele de eclipse se întâmplă o dată de 2 ori pe an la interval de 6 luni. Deci perioada asta cuprinsă între mai și noiembrie e o perioadă dificilă și care poate să aducă destul de mult zgomot. Vedeți ce avem pe aici prin casa a 10-a și să vedem ce va fi. Dar pe undeva, vedeți, la Barsa Chioară
îi face Dumnezeu cuib. E Jupiter în casa 11. Da. Ție avem. Ce fain e vorba asta. Da. Și găsim aliați, pentru că e stăpânul casei a 7-a. Găsim aliați și protectori. Dar noi de capul nostru nu știu ce facem aici. Pentru începători spun doar că sunt foarte multe puncte pe hartă în gemeni. Știți bine, în sistemul de case întregi e toată casa întâi, teoretic, cu semnul gemeni. Atât ca să nu fie confuzie. Da. Ce ne spune și Dan. Da. Hai se observă, deci plecăm de la eclipsa asta mamă, se observă o chestie foarte interesantă. Mercur, stăpânul ascendentului, este cu Chiron. Dacă ne uităm pe cealaltă, să schimb share-ul, Chiron este fix în mijlocul eclipsei. Da. Ce înseamnă asta? Chiron viciază această eclipsă. Această eclipsă, deci aprilie 2024, este și cuadratură cu Ceres în Capricorn. Din punctul meu de vedere, ea va genera riscuri foarte mari de situații, să zicem, dezastre ecologice. Sau chestii care să producă un fel de toxicitate, de otrăvire, de... și nu mă refer la România, mă refer global. Da? Deci, practic, pe 8 aprilie, în jur, perioada aia și până în noiembrie, pot să apară tot felul de evenimente, unele generate de om, altele pot fi de la vulcane, la orice chestii, da? Dar e o chestie de toxicitate crescută, da? Și pot fi de la... orice fel de accidente industriale, tot felul de chestii. Deci cumva vor fi evenimente de astea dezastre ecologice sub o formă sau alta. Eu așa aș vedea, pentru că am făcut un studiu acum mai mulți ani și tot timpul Ceres, când este prezent în semne cardinale, crește foarte mult incidența dezastrelor ecologice. Da, nu am o explicație logică pe chestia asta. Dar nu e asta, da, în casa a 6-a este și o casă a igienei, curățeniei și ecologiei. Da. Da, dar nu mă refer la România, eu mă refer global, deci nu mă refer strict la România, da? Aici poate să indice pur și simplu aproape un colaps la sistemul sanitar sau partea asta de muncă, de condiții de muncă, dar mă refer global, da? Eclipsa asta este viciată de acest Chiron, care vedem că și în eclipsa originală la 1501 era prezent acolo, da? Deci poartă pe cetea asta, o duce mai departe și cu această Ceres care duce foarte mult la risc mai ridicat de dezastre ecologice sau care să producă partea asta de poluare, toxicitate și infecții sub o formă sau alta, sau asta aș vedea. Unde anume, nu știu, habar n-am studiat, e mai greu de că pot fi foarte multe, da? Sunt zone în care sunt foarte multe fabrici pe metru pătrat, da, pe kilometru pătrat, dar asta aș vedea să se manifeste foarte mult pe această direcție, nu economică direct, nu politică, ci o chestie de dezastru ecologic cu impact și poate să fie un vulcan care să creeze, poate să fie orice, da? Dar care să creeze partea asta de toxicitate, că asta face Chiron. Se discută și despre producerea alimentelor în viitorul mult mai apropiat decât ne așteptăm de către noi înșine. Adică aici deja în Germania observ că încep să se organizeze, sunt mici insule, mici enclave. Acum nu trebuie să ne gândim la ceva de tip catastrofic, dar posibil asta mă gândeam în timp ce descriai, la erupția unui vulcan. Da. Poate să fie foarte multe, chestii, poate să fie foarte multe locuri în care poate să bubuie ceva, știi? Dar poate să fie ceva cu impact. Asta aș vedea să aducă această eclipsă. Și nu mă refer la România, mă refer pe la nivel global, da, undeva. Da. Poate să fie o succesiune de evenimente, nu doar unul, mai multe care să fie corelate, să creeze probleme. Da, acum chiar și faptul că dispozitorul eclipsei Marte împreună cu Saturn. Da, a crește partea. Poate să aducă. Saturn era privit în zona elenistică ca fiind viciator cumva. Mm-hmm. Deci poate să vicieze în semn de apă, poate apele, dar nu numai atât. Pe urmă, stăpânul eclipsei împreună cu Saturn poate să dea alunecări de terenuri sau alte lucruri care pentru România se reconfirmă riscul de secetă, pentru că
îl avem pe stăpânul casei a patra împreună cu Marte, care este, da, acum poate că, na, fiind în semn de apă, eu știu, mai. Și această tendință de restrângere a activităților într-un mediu mai familial, mai apropiat, cumva, poate să ia amploare din cauza că ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp ne-a arătat cât de mult depindem unii de alții la distanțe extraordinar de îndepărtate. Da. Și că dacă este război în Ucraina, ce se întâmplă cu grânele și cu nu știu ce și cum se scumpesc alimentele, dacă este rebelii blochează accesul pe la Marea Roșie, ce se întâmplă cu tot traficul de mărfuri care trebuie să ocolească Africa și astfel se scumpe și așa mai departe, oamenii mai plutește cumva în aer și o amenințare subtilă de război, pentru că a fost pronunțat cuvântul ăsta, deci da. Ce să ne mai ascundem după deget? Când în Suedia s-a spus clar, pregătiți-vă că e posibil și așa mai departe. Oamenii încearcă cumva să devină cât mai independenți, dacă se poate, și energetic și din punct de vedere alimentar și așa mai departe. S-ar putea, nu știu, lucrul ăsta să se reflecte și în România cu eclipsa în casa șasea, care are legătură cu și cu horticultura și cu, în fine, nu e ceva rău, că poate să fie și un hobby foarte drăguț, să ai grădinița ta și să ai oarecare independență, dar și la nivelul la nivel național, fiecare țară a înțeles că trebuie să-și producă anumite lucruri singură, pentru că dacă nu e bine să depinzi în chestiuni esențiale de alții, că iată, nu se știe cum se strică apele și situația. Dar să ne arate acum, Dan, unde bubuie cel mai tare eclipsă. Acum aștept să se schimbe harta pe ecran, încă nu o văd. Deci asta este proiecția eclipsei pe harta Statelor Unite. Și avem partea asta de soare, mijlocul cerului, deci eclipsa, unde e cea mai puternică, mijlocul cerului, prin centrul Statelor Unite, se intersectează pe aici cu linia lui Marte, linia lui Saturn și poate să genereze tot felul de situații. Asta este astrocartografie. Da. Da. O ramură a astrologiei care trebuie și ea abordată, la fel cum mai venise o idee în timp ce vorbeai despre stelele fixe, și asta trebuie să facem. Două linii în care n-am prea intrat aici. Deci povestea este urmează. Că tradiția zice că eclipsele se pot resimți mai puternic în țările în care există o în care sunt vizibili. Eclipsa asta va fi vizibilă în Statele Unite și e posibil să fie acolo un impact mai mare. Da? Asta e linia eclipsei. Asta e banda de maxim vizibilitate. Eclipsă, maxim de eclipsă, ea o să fie văzută din ce în ce mai voalat, mai pe măsură ce se îndepărtează de banda de maxim. Dar ea este vizibilă și la sud și la nord. Și asta e linia pe harta globală. Da, se vede foarte mic, dar cam asta e vizibilitatea. Da. Deci pe zona asta. Deci prinde partea de Statele Unite din plin. Da, aproape de Washington, de zona asta, centrul ăsta de putere. Deci poate să fie și aici partea asta, dezastru ecologic și toată chestia asta. Da. Să fie obligatoriu. Asta e banda de totalitate. Aici se vede eclipsa, că e o eclipsă totală de soare, când luna nouă se produce foarte aproape de noduri.
Că de fapt astea sunt eclipsele. O lună nouă, eclipsa de soare, sau o lună plină, eclipsa de lună, conjunctă cu nodurile. Da. Când orbul este foarte strâns, eclipsa este totală. Când e puțin mai larg, poate să fie ori totală, ori parțială. Și sunt niște intervale. Și când este foarte larg, este parțială. Asta e o eclipsă totală, deci o eclipsă puternică. Puternică. O eclipsă puternică și în aceste zone discul soarelui va fi acoperit complet. Pe măsură ce te îndepărtezi la nord și la sud, eclipsa se va vedea, însă nu va mai fi, nu va mai apărea ca o eclipsă totală, ci ca o eclipsă parțială. Și acum să discutăm despre conjuncția Jupiter-Uranus, care va avea loc pe 21 aprilie 2024, aici pe harta pe All Sign, pe semne întregi. Mihaela, dacă vrei ce să spun eu despre această conjuncție? Că ne uităm la ea, că na, este destul de aproape de Algol. Bine, Algol e pe la 25 de grade, 26 de grade, dar fiind o stea cu reputație foarte mare, s-ar putea să prindă orbul. E destul de aproape de Algol, care este o stea de o intensitate foarte mare și care nu anunță lucruri prea bune. Practic, eclipsa este la 22 de grade, 21-49, e aproape 22 de grade. Harta are ascendentul în Berbec, pentru România. Da. Pentru România are ascendentul Berbec. Dacă te uiți așa la ascendentul ăsta, e frumos, așa când vezi Mercur și Venus în ascendent, zici, vai, ce frumos, da. O să fie, da, limbă, pace, conversații drăguțe, înțelegere, negocieri, o să fie, din punct de vedere informațional, informatic, sau cum vreți să zice, și informațional și informatic, o să fie o perioadă foarte interesantă, pentru că, uite, nu numai că Mercur e în ascendent, dar el este și stăpânul casei a treia și o să ne înțelegem foarte frumos, relațiile cu ceilalți contează mult, fiindcă axa nodurilor subliniază casele 1-7, care este un foarte frecvent întâlnit această subliniere a axelor 1-7 în acele hărți în care relaționalul e important, eu, tu, nu, și mai ales cu stăpâna casei a șaptea în ascendent, dar când te uiți că stăpânul ascendentului este Marte și este încadrat de Saturn și de Neptun prin casa 12-a, parcă îți pierde puțin zâmbetul de pe figură. E o configurație dubioasă, cel puțin, ca să zic așa. Până la urmă, iarăși zic că bine că stăpânul, dispozitorul acestei configurații se vede cu configurația respectivă, deci cumva are un pic de control asupra ei, dar e împreună cu Uranus. Adică toată configurația asta depinde de conjuncția Jupiter-Uranus. Noi am mai vorbit de conjuncția Jupiter-Uranus, că am avut-o la lucru de anul trecut, de când a intrat Jupiter în Taur. Că planetele au fost la depărtare unele de ele, da, e adevărat, dar iar vin și spun, când apar planete rapide care fac întâi aspect cu una și până cu cealaltă, le pun în legătură. Deci ea a fost mereu la lucru cu accentuări în anumite perioade când erau tranzite care o activau. Este o conjuncție a două planete cu excedent de energie năbădăioase care pot să facă tot felul de chestii împreună. Uranus în Taur nu se simte foarte bine, că Uranus e reformator, evoluționar, înnoitor. Taurul este o zodie conservatoare. Jupiter se simte așa și așa în Taur, că și Jupiter are nevoie de spații extraordinar de mari și este un optimist incurabil care s-ar aventura oriunde, un aventurier.
Deci ăsta e un reformator, ăsta e un aventurier în Jupiter. Ori Taurul nu prea iubește aventura. Deci cei doi nu sunt chiar în largul lor în Taur și atunci se poate întâmpla să nu reacționeze întotdeauna foarte bine, ceea ce am și văzut. Ce anunță această conjuncție în perioada, săptămânile din jurul ei, ca să zicem așa, este că ne putem aștepta la orice, că poate să spargă orice fel de buboi, că poate să dea în clocot, să explodeze orice oară sub presiune. Deci asta este. Dispozitarea acestei conjuncții, Venus este în ascendent și e în berbec, nici asta nu știe prea multe. Și dacă ne mai uităm și la acțiunea subversivă din casa 12-a, cumva nu prea o văd eu bine. S-ar putea ca surprizele cele mai mari să fie iarăși în domeniul financiar. Pentru că această conjuncție se produce în casa a doua și este și într-un semn financiar. Marte, dispozitorul ascendentului prin casa 12, este și el stăpân de casă financiar. Pe aici e ca și când, arată ca și când s-ar dori să se ia niște inițiative care s-ar putea să fie cam hazardate, dar rațiunile din spate s-ar putea să fie pripite, nu? Și nu știu. Dacă să ne mai spună și Dan. Vede aici. Din punct de vedere, conjuncția asta ea practic dă startul unui ciclu de 13 ani de dezvoltare și evoluție tehnologică, că ciclul Jupiter-Uranus este foarte mult legat de evoluția asta tehnologică a tehnologiei și cred că va avea un impact foarte mare în ceea ce, să zicem, aducerea sau creșterea noilor tehnologii de inteligență artificială, biotehnologii, pentru că semnul Taurului, partea asta de conexiune mai mare între mașină și om. Da. Da, și deja avem primele implanturi, da, Neuralink-ul, care Elon Musk, da, care deja are rezultate, da, chiar citeam recent că persoana care cu dizabilitate acum cu acel implant poate să miște cu puterea gândului un mouse pe ecran și să facă diferite acțiuni, ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că creează noi libertăți. Deci acest Jupiter-Uranus se văd ca 2024 să inițieze un ciclu de nou ciclu de dezvoltare tehnologică și axat mai mult pe ideea asta de hrană, corp, conexiunea mașină-corp. Și aș spune că dacă ne uităm, ea acționează, face acel sextil cu Marte, Saturn, Neptun și cumva în perioada asta, dar nu numai în perioada asta, și să genereze un val de tehnologii care să rezolve anumite probleme, fie de natură ecologică, fie de altă natură, chestii, combinația aia Marte, Neptun, Saturn, chestiile alea care sunt greu de rezolvat și partea de pești de poluare, de toată chestia asta, și poate să dezvolte noi tehnologii, biotehnologii care să permită o ecologizare mai bună sau să permită lucruri care să îmbunătățească calitatea vieții. Dar acum se inițiază, dar e vorba de un ciclu lung de 13 ani. Deci nu aș vedea neapărat un impact foarte puternic fix acum, da, el poate accentua anumite lucruri, poate genera, adică aș vedea mai puternic eclipsa din 8 aprilie, da, decât momentul 21 aprilie, conjuncția asta. E startul unui nou ciclu de 13 ani pe evoluția asta tehnologică și clar va duce lucrurile pe alt nivel. Conjuncția anterioară a fost în berbec, zero berbec, și a fost, dacă ne uităm ultimii ani, o evoluție tehnologică în zona armamentului, drone, paradrone, tot felul de chestii pe toate conflicții. Acum se mută focusul de la partea aia de hai să dezvoltăm tehnologii pe energia asta berbecului, care odată armamentul, dar și partea asta de deschizător de drumuri cu inteligența artificială, cu chestii, s-au avansat, deci pionerat foarte mult s-a făcut în ultimii ani. Acum se duce pe energia Taurului, hai să facem să funcționeze, să fie utilă, să facă ceva concret. Da? Și se mută focusul. Da? Deci cam asta este. Dar,
Rămâne totuși conjuncția, Jupiter-Uranus este și financiară, deschide și ciclul financiar. Da, are și partea financiară. Da, pentru obligatoriu, că... pentru că Jupiter în astrologia mundană, Jupiter e semnificatorul finanțelor, deci deschide ciclul financiar și problema este cum o să fie ciclul ăsta financiar de 13 ani care se deschide cu conjuncția din Taur. Eu văd conjuncția asta destul de ok, destul de neutră, adică ea face aspecte sextilul cu Marte, da. Saturn, Neptun, adică nu are aspecte adverse, nu e viciată de nimic. Adică nu aș vedea să fie... cumva ciclul ăsta financiar să se atune, mai ales că este în Taur, deci din punct de vedere financiar, ciclul ar trebui cumva să Păi, va da mai multă putere la tot ce înseamnă monede virtuale, metode alternative de plată, redefinirea tot ce înseamnă creditare, structurare, deci vor dezvolta noi metode, noi concepte, noi tehnologii care să ajute partea asta de domeniu financiar și să-l optimizeze, să-l transforme practic. Dar asta nu neapărat în 2024, acum se inițiază. Pe parcurs. Ne oprim aici. Cam asta e. Ne oprim aici. E din nou, a fost un regal absolut. Aș fi vrut pur și simplu să închei cu câteva mesaje pe care le-ați primit la primul episod. Astrologie tradițională, elenistică și medievală cu astrolog Mihaela Dicu vă așteaptă în perioada 31 martie-5 aprilie. Este un curs care a fost solicitat să se reia, va avea loc pe Zoom și titlul este Ce trebuie neapărat să știe un astrolog. Curs pentru începători, dar și pentru intermediari și avansați, care nu au practicat decât astrologie modernă sau care vor să aprofundeze noțiunile de astrologie tradițională. Metoda de prezentare este concepută în așa fel încât participanții să înțeleagă mecanismele de funcționare a astrologiei și să-și formeze o gândire logică, astrologică, temeinică. Duminică 31 martie, două sesiuni, a câte 2 ore și jumătate în seriile din săptămâna 1-5 aprilie, marți și joi, acesta este formatul, iar detalii puteți găsi dacă intrați pe revista online astrele.ro, unde găsiți absolut toate detaliile referitoare la preț și la tot absolut ce considerați că este important să cunoașteți vis-a-vis de discounturi, de taxa de participare și plată, dar mai ales cuprinsul. Rădăcinile mesopotamiene ale astrologiei, primele horoscoape, cei mai importanți reprezentanți ai astrologiei elenistice și medievale, despre Haiz, tema mundii, exaltările fără secrete, termenele, triplicitățile, decanii sau fețele, bucuriile planetelor și multe, multe alte surprize, sunteți invitați să descoperiți dacă vă înscrieți la acest modul. În perioada 30-31 martie, la Cluj, sunteți așteptați la un curs de astrologie susținut de astrolog Dan Ciubotaru, intitulat Povestea nodurilor lunare, călătoria eroului, eroinei. O poveste interesantă în care sunteți invitați să descoperiți ce se află în spatele vieții voastre, cum este aceasta descrisă de axa nodurilor lunare. Noi toți suntem eroii principali în propria poveste, în propria viață. Nodul sud și nodul nord sunt elementele din harta natală care spun această poveste, care ne indică ce căutăm în viața noastră și cine suntem noi, dincolo de măștile pe care le purtăm. Timp de 2 zile în acel weekend se vor studia în detaliu modalitățile în care se pot interpreta în harta natală nodurile lunare. Despre acest subiect găsiți detalii în Arhiva 12 Călăuze. Avem 2 emisiuni realizate în echipă, 12 Călăuze și invitatul meu, astrolog Dan Ciubotaru, cu exact aceste titluri, nodul nord și nodul sud. Cine dorește să participe este invitat să îl contacteze pe adresa de e-mail cursuri@ascelula2dl.ro. Cine dorește să se înscrie este invitat să-l contacteze pe adresa menționată în textul de mai jos. Și să vă spun că absolut impresionant a fost și mesajele care au venit, spusesem și la început, dar aș dori doar
la două mesaje le-aș da glas acum. Elena Budui, 9275, spunea: mulțumesc pentru acest regal de astrologie mundană. Este extraordinar să asculți niște oameni atât de experimentați, mai ales în aceste timpuri, care cer mai multă rațiune. De-abia aștept următorul episod, iată-l că a sosit. Și încă un mesaj care mi-a plăcut foarte mult, de la Maria Mihaela Deceanu, 6770, spunea: trebuie să recunosc că acest podcast a fost tur de forță, de profesionalism, de informații. Invitații tăi, Patricia, sunt printre cei mai tari astrologii noștri. Îi ascult cu maxim interes și atenție și chiar dacă sunt multe informații care mă depășesc ca și cunoștințe, totuși rămân în minte cu multe date utile, cu bucurie în suflet, cu ideea că e foarte important să cam știi ce te așteaptă. Ne felicită și vă spune coloșii astrologiei. Absolut de acord sunt cu ea, mi-a plăcut foarte mult. Au mai sosit mesaje cu lume care are multe, multe învărsători și care au resimțit tranzitul lui Pluton, de n-are sens să intrăm în detalii. Abia aștept următorul episod. Simți acum. Da. Anul mai mult și după aia să sperăm că începe să intre într-o oarecare obișnuință cu mici reactivări, dar noi le mulțumim foarte mult prietenilor. Sunt Canalului multe, 12, doar am spicuit. Suntem fericiți și cumva recunoscători pentru toate mesajele pozitive. Și acum ne bucurăm dacă unii dintre cei care ne privesc așa mai prind câte o informație astrologică pe care s-o folosească în practica lor astrologică, pentru că probabil că sunt și amatori de astrologie, nu numai da. Public larg care absolut. Ne da. Urmăresc. Da. Se întâmplă asta deja. Mi se confirmă și prin mesajele care sosesc pe mail, nu doar aici. Dan, Mihaela, mulțumesc din suflet. Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru atenția acordată și că ați avut răbdare să ne urmăriți. Absolut impresionant. Și abia aștept următorul episod. Mai facem un episod, nu-i așa? Mai facem. Mai facem. Sănătate și pe curând. Mulțumim, Patricia, mulțumim mult tuturor. La revedere. La revedere.